Din cauza vieții agitate în zilele noastre, de cele mai multe ori mâncăm pe grabă în timp ce lucrăm. Nici prin cap nu ne trece să citim etichetele. Iar dacă o facem, rare ori se întâmplă să ținem cont de ele. În acest context, pentru a face diferența dintre un produs natural și unul bogat în conservanți, parlamentarii propun să fie modificat textul de pe etichetele produselor lactate. Inițiativa ar fi urmat să fie discutată astăzi, potrivit programului de pe site-ul Camerei Deputaților. Însă, ca de obicei, aleșii au plecat mai devreme acasă. În această dimineață, în Parlament, în Comisia pentru Industrie și Servicii, ar fi urmat să se dezbată proiectul de lege care are în vedere modificarea etichetelor de pe produsele lactate. La aceste dezbateri ar fi urmat inclusiv să participe reprezentanții ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii. Ședința însă nu s-a mai ținut și asta pentru că aleșii s-au grăbit să plece din capitală. Proiectul de lege era primul pe ordinea de zi. Potrivit documentului, pe etichetele produselor lactate, sintagma produse lactate procesate ar urma să se înlocuiască cu sintagma produse lactate, care la rândul ei va fi completată de sintagma produse pe bază de lapte, iar cuvântul fermă va fi înlocuit cu termenele producători și procesatori. Aceste schimbări ar trebui să elimine confuzia între produsele lactate autentice și cele care reprezintă de fapt grăsimi vegetale sau înlocuitor care conțin numai 30 sau 50% lapte. De asemenea, cuvintele pasteurizat, sterilizat și ultrapasteurizat s-ar regăsi în altele două, tratament termic. Oamenii, deși unii dintre ei citesc mereu etichetele, aproape că nu mai au deloc încredere în produsele de pe rafturile magazinelor. Ca să poți să faci diferența între un produs bio și un ăsta, ar trebui să fie rafturi separate, în primul rând, și în al doilea rând să fie foarte bine specificat de unde provine. Trebuie să citiți etichetele? Da. Mai aveți încredere în produsele lactate? Nu prea mai am încredere în ele, pentru că sunt... Nu sunt bune. Stând aici și având termen 3 luni, 4 luni, 5 luni, nu poate să fie ceva ca lumea. Dar obișnuiți să citiți eticheta? Vă influențează eticheta? Da, mă influențează. Aceste modificări au fost adoptate de Senat în decembrie anul trecut și totodată sunt susținute de guvern. Cel mai probabil, săptămâna viitoare, când aleșii se vor întoarce la muncă, modificările vor fi discutate și în comisiile de la Camera Deputaților, după care deputații vor acorda votul final.